Un cal scăpat de sub control a creat panică în Târgu Jiu. Animalul a fost lăsat nesupravegheat și a fugit din zona CET până pe străzile din oraș. Speriat fiind, calul a luat-o la goană printre oamenii și mașinile din piața 9 Mai. Din fericire, nu au fost victime omenești, însă mai multe autoturisme au fost avariate. Proprietarul animalului a fost sancționat de polițiști, însă păgubiții vor trebui să se adreseze pe cale legală pentru recuperarea prejudiciilor. Nu ne poate prinde, da, nu pot nici eu. Animalul a reușit să scape de la o căruță și, speriat fiind, a luat-o la goană printre mașini și printre oameni. Proprietarul, un tânăr de 27 de ani, se afla în zona CET în căutare de fier vechi și a lăsat calul și căruța nesupravegheate. Poliția locală și serviciul de ecarisaj au ajuns la fața locului și au prins calul. Înainte de asta, animalul a avariat mai multe mașini. Animalul se deplasase de la marginea municipiului Târgu Jiu într-o zonă aglomerată a localității unde ar fi avariat 8 autoturisme. Proprietarul cabalinei a fost identificat de polițiști și sancționat cu amendă de 1300 de lei pentru lăsarea nesupravegheată a animalului. IBJ Gorj le-a dat proprietarilor autoturismelor avariate autorizații de reparație.